bună seara. E vorba de patru lucrări. Patru lucrări, trei? Da, scuze, pentru că sunt trei care au autor și una care autor nu știm sau nu suntem siguri despre el. Colecția aceasta, Spiritualitatea creștină, e una dintre cele mai vechi ale editurii Herald. Cred că este de la începuturi. Și conține deja niște zeci de cărți, unele dintre ele sunt epuizate și probabil se vor reface. Unele din ele sunt ceva mai noi. În primul rând, aș vrea să lămurim terminologia acestei colecții, spiritualitate creștină. Creștin, știm sau credem cu toții că știm ce înseamnă, înseamnă a trăi în și întru Hristos. Ce este spiritualitatea în această terminologie? Este vorba despre trăirea efectivă a unei căi, în general, a căii creștine în particular, conform acelui citat binecunoscut de la Matei 6:6, care spune: tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care este nascuns îți va răsplăti ție. Deci acesta este cadrul colecției Spiritualitate creștină. Am primit în această colecție, care este foarte largă, toate vocile autoritare care ne vorbesc despre această cale a lui Hristos. De la părinții ai bisericii primare, cum ar fi Sfântul Grigorie de Nazian, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ion Damaschin, Evagrie Ponticul, Origen, pregătim acum o reeditare a Sfântului Grigorie de Nisa, de asemenea texte filocalice, printre care și mărturisirea unui pelerin, un florilegiu filocalic, o altă culegere de texte isihaste care se numește cuvânt despre liniște și de asemenea deja cunoscută, pentru că am avut, cred că vreo două sau trei evenimente, lucrările lui Kyriakos Chemarkides despre relația sa cu un părinte sporit, fost protos al Sfântului Munte. Și avem bucuria să vă anunțăm că cel mai probabil vom continua să tipărim această trilogie. Deci suntem în discuții cu Kyriakos Markides pentru al doilea volum. Sper să fie o veste bună pentru toți. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, dar pentru că aceasta e tema, doar menționez, mari mistici catolici, din care aici avem așa crem de la crem, ca să zic așa. Acum despre cele patru cărți, pentru că aici sunt oameni mult mai sporiți ca mine, eu să vă fac așa o scurtă introducere subiectivă mai degrabă în aceste titluri. Am să încep cu Meister Eckhart și am să vă vorbesc pe parcurs și despre cum a fost redactarea la aceste lucrări. La unele din ele a fost chinuitoare, trebuie să mărturisesc. Meister Eckhart este un teolog extraordinar, poate printre cei mai mari pe care i-a avut biserica, cu o mare forță a cuvântului și cu niște predici care zguduie așa din temelii sufletul. Îl face să-și pună întrebări teologice și existențiale. Și zguduie atât de tare încât s-a aflat pentru o perioadă chiar în atenția tribunalelor eclesiastice. A existat o bulă papală pentru prezumția de erezie, de care, din câte știu, a scăpat. Dar e un om care îți solicită și inima și mintea. Deci, un autor care solicită și inima și mintea. Pentru mine a fost o carte de înțelepciune, o adevărată lecție divină. Lecția divină este o metodă în tradiția catolică în care se citește și se meditează apoi asupra unui pasaj din Scriptură. Cam așa este și interacțiunea cu Meister Eckhart. Acum n-am eu măsurile să contemplu, dar în orice caz așa s-a simțit. Te pune pe gânduri și dinamizează un resort interior greu de atins în general. După aceea sunt cei doi mari sfinți ai Carmelului, Sfântul Ioan al Crucii și Sfânta Tereza de Avila, și aici poate că e de pomenit și trebuie să mulțumim Ordinul Carmelitanilor de Sculți, care ne-au dat aceste traduceri autorizate a celor doi mari sfinți, având astfel un fel de gir asupra lucrărilor respective.
Cei doi sfinți s-au întâlnit și au colaborat în cursul vieții lor, Sfânt Ioan al Crucii fiind mai tânăr. Ambele aceste lucrări sunt niște hărți ale parcursului spiritual. Diferă puțin stilul de hartă, ca să zic așa. În timp ce la Ioan al Crucii este o lucrare extrem de rafinată și tratează acest subiect important și uneori dureros al nopții prin care trece sufletul în procesul de purificare interioară. Ne amintim aici de cuvintele spuse de Mântuitor pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani. Este cam aceeași temporară, în acel caz, despărțire de Dumnezeu și trecere prin această noapte, păstrând proporțiile, sigur. Cealaltă lucrare este o lucrare scrisă sub ascultare. Sfânta Tereza n-a vrut să scrie această carte, a primit ordin, ca să zic așa. Ea a mărturisit cu modestie că îi lipsește și învățătura formală și talentul literar, deși probabil că e modest aici. Este o lucrare foarte greu de editat, m-a solicitat foarte mult, pentru că are niște fraze în stil oral așa lungi și complicate, pentru că este o exprimare directă, ardentă a trăirii sale. Deci nu este ceva sofisticat, n-a stat să compună, mi se pare că lucrarea a fost făcută în câteva luni, dacă nu mă înșel eu. Deci, sub impulsul unui dor, unei trăiri ardente, unui dor de Dumnezeu, harta ei este sub forma unui castel, care are 7 încăperi. De la poarta castelului și șanțul acela care în epoca medievală înconjura castelul, care era plin cu apă dubios de curată și cu tot felul de lighioane. Deci acolo ne aflăm mulți dintre noi, în lumea păcatului. Și mergând până la centrul castelului, unde se află majestatea sa, Dumnezeu. În ce privește norul necunoașterii, este o carte de practică a contemplației creștine. Ea este opera unui mistic, din câte știu eu, anonim, nu știu dacă între timp s-a stabilit cine e, sunt niște teorii, din câte știu, englez din secolul XIV, care se presupune că trăia claustrat, deci un contemplativ la măsuri mari, care oferă o metodă nu foarte ușoară, o metodă apofatică de apropiere de acest mister al lui Dumnezeu. Vorbind despre un nor, dincolo de care se află un nor simbolic, mă rog, dincolo de care se află Dumnezeu, un nor în care cogniția comună, fie emoțională sau mentală, nu-și mai are rostul, și în care doar un elan, ca o săgeată a iubirii, poate să străpungă acest văl. Într-un fel, el seamănă cu noaptea Sfântului Ioan al Crucii. Deci cam ăsta e peisajul pe scurt, descris de cineva care nu se pricepe neapărat în teologie catolică acestor patru cărți. Mulțumesc! Mulțumim!